Salutare tuturor! Azi vreau să facem un unboxing la un monitor Lenovo împreună cu juniorul meu. Trece la treabă, m-a dus aici niște șurubelniță, capuri de șurubelniță, cutter și începem să-l despachetăm. Aici manual. Aici este garanția, instrucțiunile. Aici avem șuruburile necesare pentru montare, cablu display port inclus, cablu de alimentare. Piciorul. Aici cred că avem suportul de prindere pentru monitor. Și aici avem monitorul. Să scoatem și monitorul, să-l despachetăm. Cam așa arată. Acum urmează să-i montăm piciorul și suportul. Scoatem de șurubul de prindere. Deci văd că mai are o cremă. Nu știu pentru ce-o fi. Deci văd că are 4 șuruburi. Vom așa suportul. Să așa montăm aici pe chiar are sistemul destul de ok, că merge, e făcut să prins bine cu peretele, că merge destul de rapid. Luăm un bit și o strângem un pic, din mână nu merge chiar la maxim, și o strângem așa cu bun simț, simț de răspundere, chiar a mers foarte repede. Acum urmează să punem piciorul, are și văd că are locașuri, o să are un șurub care e foarte, nu necesită atâta atâta șurubelniță, atâta imbusuri, care pe spate are un port HDMI, un port DisplayPort și un jack. Introducem cablul de alimentare. Și în continuare continuăm cu cablul HDMI. Aici avem clema pentru cable management. Așa ar trebui să arate la final. Acum o să și-l pornim. Înainte de a-l folosi în continuare, intrăm la setări afișare. Afișaj complex și o să alegem 144 de Hz pentru a-l folosi la capacitățile lui. Pe lângă opțiunea de 144 de Hz, mai avem și decodarea HDR activată permanent. Se poate lăsa jos, se poate ridica, poate fi înclinat. Și cam atât așa cu acest clip, Dănuț și Andrei. Vă salută și vă doresc o zi plăcută în continuare.